Lucrările din cadrul proiectului parcărilor subterane din zona centrală a municipiului Suceava sunt într-un stadiu avansat, cel puțin în ceea ce privește execuțiile de consolidare la primul pasaj. Mare este finalizat din punct de vedere al piloților secanți, se lucrează și la parcajul 2, de fapt am intrat și în lucrarea propriu-zisă de parcaje, ca urmare a contractului câștigat de firma General Construct, vom începe excavațiile la pământ. Constructorii vor începe și săpăturile propriu-zise pentru realizarea parcărilor, însă aceste execuții vin și cu anumite impedimente. O să începem săpăturile dacă există nevoia să ducem undeva pământ pentru a umple ceva zone care are primăria interes. În două săptămâni noi am avea mult pământ.